Știați că menopauza ar putea explica de ce boala Alzheimer este mai des întâlnită la femei decât la bărbați? Ei bine, de-a lungul vremii și cercetătorii s-au întrebat de ce. De ce două treimi dintre persoanele care suferă de această boală sunt femei? Iată că dr. Lisa Mosconi, directorul centrului Weill Cornell de prevenție a Alzheimerului, vine cu noi explicații. Dr. Mosconi a ajuns la concluzia că un rol important în dezvoltarea bolii îl joacă hormonii feminini, mai precis, estrogenul și progesteronul. Dispariția lor, odată cu tranziția la menopauză, duce la schimbări în creier care favorizează apariția bolii. Alzheimer este o afecțiune neurologică progresivă. Ea duce la micșorarea creierului și moartea celulelor cerebrale. Este cea mai frecventă cauză a demenței, un declin continuu al gândirii, și afectează capacitatea unei persoane de a funcționa independent. Unul dintre mituri ar fi că Alzheimer este o boală a bătrâneții și până de curând, numărul mai crescut în rândul femeilor a fost atribuit faptului că noi trăim mai mult. Dar dr. Mosconi nu era împăcată cu această explicație simplistă, așa că a început să analizeze un alt element care îi diferențiază pe femei și bărbați, hormonii. Ea declară că hormonii feminini ajută la protejarea creierului. Estrogenul este principalul jucător în reglarea creierului femei. Îi susține imunitatea și asigură comunicarea celulară. Astfel, cercetările ei indică menopauza ca fiind un factor activator al bolii. Pe scurt, în timpul perioadei de tranziție la menopauză, ovarele femeilor produc din ce în ce mai puțin estrogen și creierul nu mai este atât de protejat. Deci crește riscul unei persoane de a suferi de Alzheimer și alte demențe. Aceste consecințe din perioada menopauzei se suprapun la nivelul creierului cu simptome ale Alzheimerului, cum ar fi scăpări de memorie, confuzie, dificultatea în a învăța lucruri noi și, din păcate, multe altele. Tocmai de aceea, lipsa protecției hormonale pare să explice de ce boala este mai frecventă la ele decât la ei. Deși nu există un tratament pentru Alzheimer, dr. Lisa Mosconi a deschis un subiect de cercetare pentru prevenirea bolii. Dar până la un tratament concret, mai avem multe de parcurs. Așa că, momentan, ea ne îndeamnă să fim atenți la ce decizii luăm în fiecare zi. Iată câteva dintre recomandările ei. Clasica dietă bazată pe fructe și legume. Cel puțin 2 ore de mișcare pe săptămână. Reducerea stresului. Adică, haideți să zâmbim mai mult. Cel puțin 7 ore de somn pe noapte și încearcă să înveți ceva nou în fiecare zi. Mergi la ginecolog regulat, indiferent de vârstă. Și menține-te activ social. Cunoscut sau nu, stresează în fiecare zi.